Dragile mele, sunt câteva reguli pe care eu întotdeauna le urmez la plajă și anume beau foarte multă apă, ceea ce în timpul anului nu mi se întâmplă sau când nu sunt în maximă relaxare. Folosesc de o crema pentru ca transpirația să nu fie neplăcută. Și am la mine acum fructe de orient, aceasta este de o crema pe care o folosesc acum. Este foarte ok, este bio, fără nichel, deci nu există niciun fel de probleme, fără parabeni. Ajută la prevenirea mirosurilor și la eliminarea mirosurilor existente. Și bineînțeles, noutățile de la Sisolis, și anume crema solară 15 și 30. Haideți să vă spun puțin despre crema solară 30, pe care o folosesc în primele zile de expunere la soare și în special, uitați cum este, în special aici ar trebui să o folosesc. Eu în prima zi nu mi-am luat la mine cremele pe plajă, așa entuziasmată că am ajuns la soare și aici m-am înroșit. Că știți, aici e zona cea mai expusă, deci direct aici pică soarele și pe spate. Deci pentru zona aceasta eu, de exemplu, folosesc crema solară cu înaltă protecție 30. Nu e cea mai înaltă, avem și cu 50, dar eu având tenul închis la culoare și închis, mă rog, nu sunt blondă, nu am ochi albaștri, așa că nu necesită neapărat protecție 50. Din gras, încet încet devine un ten normal, ne bucurăm că nu mai avem acne, bineînțeles dacă tratăm lucrurile acestea din timp și dacă avem șansa să aflăm din timp ce produse pot fi tratate. Eu am reușit după foarte mulți ani să descoper Ardes, dar voi aveți șansa aceasta. Apoi îl simți cumva deshidratat, dar ridurile, dacă ai tenul gras, fost acneic, nu apar atât de rapid. Bineînțeles că se văd riduri ușoare, dar ridurile acestea pot apărea dacă ai un ten foarte uscat la 30 de ani și nu la 47-48 de ani. Așa că e și ăsta un avantaj. Atunci când ai tenul gras, ridurile nu sunt foarte prezente pe chipul tău și dacă nici nu ești super slabă, la fel, ăsta e un alt avantaj. Dacă ești mai plinuț, aplica aceste creme solare de la Ardes inclusiv pe tenul gras. Chiar mai devreme am primit un mesaj privat, pentru că mă bucur foarte mult că voi îmi scrieți mesaje private și pe WhatsApp. Numerele mele sunt afișate și puteți să-mi scrieți pe WhatsApp și vă răspund foarte rapid. Doamne care folosesc produse cu protecție solară, cumva fonduri de ten, BB cream, da, care e la modă, dar atenție, dacă aveți tenul gras, acneic, mixt, să nu vă mirați că curge fondul de ten când e cald afară, să nu vă mirați că tenul devine gras, da? Deci dacă aveți acest tip de ten, evitați folosirea lor și mergeți pe ideea de pudră compactă, de exemplu aplicată cu burețel umezit. Să nu uitați că astăzi este ultima zi de reduceri, deci astăzi ultima zi în care aveți 25% reducere la absolut toate produsele. Absolut toate și da, și cele pe care voi vi le doriți foarte mult și mă tot întrebați când au reducere, acum este momentul reducerilor. Astăzi e ultima zi până diseară, așa că profitați, în zilele de Paște evident nu vom avea reducere pentru că am făcut deja reducerile acum. De ce? Ca să vă ajungă acasă în timp util și să fiți, să spun așa, înnoite de Paște. Vă spunem de pe acum Paște fericit, de aici, dintr-un loc absolut extraordinar, din Dubai. Copiii mei, să zic așa, Cristi și Tudor, sunt acum în apă, în noată. Urmează să merg și eu, dar mai stau puțin la soare.